tot Bezbuc 2012, însă o carte inspirată din cealaltă direcție, dinspre literatură, nu dinspre știință, pentru că o să vedeți că a apărut o carte inspirată din tehnologie, dar este o carte de beletristică, ba chiar una de versuri. Se numește Singurătatea vine pe Facebook și aparține lui Dan Mircea Cipariu, un bun prieten al nostru și vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor. Vă rugăm să vină să auziți. Să nu mai și ce de la televiziune să fie așa încântat, să mai mult frustrări. Da, așa. Așa dăm și asta. Oricum să fiu și la față, nu? O seară fastuoasă. Am scris Singurătatea vine pe Facebook. Pornind de la următoarea realitate, irealitate, că noi avem, de fapt, comunicare de masă fără comunicare. Adică ne lipsește esența comunicării, care se înseamnă transfer de cunoaștere, transfer de sinestezie, transfer de sensibilitate și poate că toți cei care sunteți aici în această industrie ar trebui să vă gândiți la acest paradox trist. Așa cum avem societatea cunoașterii fără cunoaștere. Astea sunt, de fapt, două lucruri care pe mine m-au terifiat și m-au pus pe gânduri. O să vă citesc un scurt poem care și mă bucur acum că îl văd și pe domnul profesor Solomon Marcus. Chiar mă gândeam unde este domnul profesor Solomon Marcus și acum sunt fericit că îl văd aici. E o dedicație pentru domnul Marcus. O să vă citesc un poem care cred că e foarte sugestiv. Scrisoarea 14-a. Am tot mai mulți prieteni și admiratori pe Facebook, pe care nu am văzut niciodată. Ochi în ochi, pupilă în pupilă, de parcă fețele lor nu ar fi făcute din carne și din sânge, ci numai și numai din electricitate și din pixel. Nu am ciocnit cu ei niciun pahar de vin roșu. Nu am făcut scandal. Nu am jucat poker. Nu am dansat twist. Nu ne-am făcut tantru cu ochiul. Nu am fost niciodată împreună la biserică să luăm din Sfânta Împărtășanie. Suntem tot mai mulți și tot mai singuri, savurând dezastrele de lângă noi. De parcă ele nu ar putea să ne atingă, de parcă noi, prietenii de pe Facebook, am fi o castă ce va supraviețui sfârșitului. Salvează și ieși, îmi scrie în acest vers Îngerul. Thank you.